Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem iarăși cu Mihai. De această dată am schimbat un pic sectorul. Suntem în București noi, în Pajura, să zicem, această zonă, și începem chiar de aici, de la depou. Salut, Mihai! Da, salut, salut! Suntem în fața depoului București noi. Da. Este un depou construit în perioada războiului, în anii 1943-44. Este făcut de Societatea de Construcții, Națională de Construcții, deținută de antreprenorul Liviu Ciulei, tatăl regizorului Liviu Ciulei, și a fost ridicată în perioada războiului, în timp de război. Depoul București Noi este singurul depou de acest gen care administrează și trolebuze și tramvaie. Este singurul din București care le administrează pe cele două mijloace de transport. Okay. Materialul circulant, rulant, să zicem, este cam învechit, într-adevăr, după cum se vede, sunt trolebuzele Icarus achiziționate în perioada 1999-2003. Deci au cam 25 de ani vechime. Am înțeles că acum se preconizează achiziția unui lot foarte mare de 100 de autobuze, de trolebuze, ceea ce va fi un plus pentru locuitorii cartierului, în primul rând, pentru că vara este o mare problemă pentru conducătorii trolebuzelor. Este o căldură foarte mare și nu beneficiază de aer condiționat. Deci vara este niște eroi. Adică pe timp de vară, când circul cu ei, te gândești că circulă 8 ore pe zi. Călătorul merge câteva stații. Exact, eu merg maxim jumătate de oră cu trolebuzul. Dar el, de exemplu, linia 86 are o linie atât de îndepărtată, merge până la Arena Națională. Da. E una dintre cele mai lungi linii de trolebuz din București. Da. Și de la București, noi, da, să spunem și amplasamentul, ne aflăm în stânga este podul Constanța. Da. Deci data trecută am venit de pe Calea Griviței, care a fost sistematizată în 1960 și lucrările s-au încheiat în 1962-63, s-au dat în folosință 3000 de apartamente. Calea Griviței se încheie la podul Constanța, unde se bifurcă două artere, sunt o arteră o ia către șoseaua Chitila, către cartierul Chitila, și o arteră o ia către București Noi, deci bulevardul București Noi. Da. După ce vom face dreapta, București Noi continuă cu quartalul București Noi, mă rog, zona urbană extinsă București Noi sau arondismentul București Noi. Da. Iar în dreapta noi vom intra în ceea ce s-a numit microcartierul Pajura. Primul microraion a fost construit tot în 1960-1962 în Giulești, iar următoarele microraioane în diferite alte locuri din București. Pajura a fost unul dintre ele. Microraioanele sunt construite, microraionul Pajura este construit în general de 3 sau 4 întreprinderi de construcții. Erau celebrele ICM-uri, întreprinderi de construcții montaj, ICM-1, ICM-2, ICM-3, ICM-4. Cred că mergeau până la 10. În Pajura am văzut că s-au construit cei de la ICM-3, ICM-4 și ICM-5. În București Noi au construit cei de la trusul de construcții numărul 3, cei care au construit și în Vatra Luminoasă, da. Cartierul Vatra Luminoasă, blocurile acelea sovietice din 55-56. Da, acela cu un etaj, două etaje. Da, pentru că trusul 3 construcții a construit exact în aceeași perioadă, în 55-56, și blocurile din București Noi. Da. Cele de 3 etaje. De lângă teatru, din spatele teatrului. Exact, exact. Vis-a-vis este Parcul Bazilescu, Teatrul Nicolae Bălcescu, și pe dreapta este Casa de Cultură Înfrățirea Între Popoare. Aha. Azi, care se află în zilele noastre, care se află în refacere și în reconsolidare de vreo 10-12 ani, cam așa. Bun, vis-a-vis avem marmura. Aici a fost o întreprindere de marmură, se preluca marmură. Depozitul nu era aici, era în Străulești, dar aici se preluca marmura și se finisa. Ulterior a aparținut lui Videanu, celebrul om politic și businessman. Da. Acum s-a construit un cartier rezidențial, Marmura Residence, mi se pare, spune. În dreapta, puțin mai în dreapta, acolo unde se vede un loc viran, să înaintăm puțin, acolo s-a aflat... Adică unde e Penny acum? Da, exact. Da? De unde e Penny acolo și în spatele stației de metrou Jiului. Da. Acolo s-a aflat o mare întreprindere de textile, întreprinderea de textile Dacia, care în anii 80 era destul de mare. La ea lucrau cam 3500 de țesătoare. Bine, nu era o întreprindere gigant de textile, pentru că în Giurgiu, în orașul Giurgiu, municipiul Giurgiu, exista o întreprindere de 3 ori mai mare, Dunăreana se chema, da, care avea vreo 10-13.000 de lucrători, de muncitori. Da. Bun, și acolo era întreprinderea de textile Dacia. Da. Țesătoria, mi se pare, era pe
partea stângă și mi se pare că aveau și o secție pe partea dreaptă. Uite, îndreaptă un pic, da, să arătăm un pic zona. Filatura... Deci, practic, exact după blocuri, în dreapta blocurilor. Da, exact blocurilor. După blocuri. Se vede un mare câmp acum, da, în teren vilan. Probabil că și acolo se vor construi niște blocuri în, da, anii următori. Iar pe, avea două secții, era pe ambele laturi ale Bulevardului București Noi. Întreprinderea avea și grup social, creșă, grădiniță, club, exact cum se dotau fie, cum se dota fiecare întreprindere. Da. În partea dreaptă aici avem fosta casă de cultură a tineretului Grivița Roșie. Da, clădirea aceasta cu... Da, care astăzi adăpostește, este... Un restaurant, ceva. Da, este o sală de nunți. O sală de nunți. Este în proprietate, mă rog, este concesionată. Este povestea aceea cu fundațiile de tineret care au moștenit întregul patrimoniu al CCE al UTC. Nu e numai această clădire în această situație, cam tot patrimoniul CCE al UTC s-a disipat în aceste fundații. Da. Ori această, această casă de cultura tineretului era destinată comunității, era a statului și era destinată comunității. În anii 70-80 s-a chemat și a schimbat denumirea de Casa de Cultura Tineretului Grivița Roșie în Club Modern, Clubul Modern. Iar aici aveau loc spectacole, proiecții de film. Aici a cântat Aurelian Andreescu. În spate era și o grădină de vară. Deci vara proiecțiile aveau loc în spate. Au, au două săli. Deci aveau un rol foarte important în comunitate. Vedem și desenul mai de aproape? Da, este și un desen. De atunci. Da, haide să... Ia să vedem dacă îl putem să-l vedem mai de aproape. Casa de Cultură este ridicată în 1960-1961, odată cu... a crescut odată cu cartierul Pajura. Da. A fost prins în proiect. Desenul de pe perete este, din câte știu, al pictorului, al artistului plastic Ion Bițan. Uite, acum cred că poți să întorci. Da. Și să începem să ne apropiem de el. Făcut atunci, nu? Da, făcut atunci, da, da, da. Din câte știu, e, chiar atunci e bine, a fost făcut. Sau... E bine că s-a conservat, e bine că da, da, încă da, mai da. E. Acum mă apropiu și eu pentru prima dată. Mai... Da, îl vedem mai bine acum. Da, deci era un club al tineretului pentru comunitatea tinerilor din, din cartier. Da. Din păcate, astăzi a intrat în proprietate privată. Bun, n-am nimic cu proprietarul, este foarte bine că găzduiești de nunți, dar primăria ar fi trebuit să se implice și să redea această casă ca destinație. Destinația ei să, să fie redată tinerilor și comunității. Pentru că aici aveau foarte multe loc, aveau loc și se desfășurau foarte multe cercuri pentru tineret. Nu da. Știu, cercuri profesionale, cercuri educaționale și așa mai departe. Ori în momentul de față are o singură destinație, de a face bani. Ori asta este o problemă pentru comunitate, să zicem. Asta e destinația de bază. Da, da. Și cam asta a fost, cam asta a fost situația tuturor caselor de cultură care se aflau în patrimoniul Comitetului Central al UTC. Am filmat desenul. Este proprietate privată? Da. A, nu e concesionată? Hai Mihai, ah, Mihai. Ok, ok, da, sigur. Hai Mihai. Lasă... Chiriașul, dar nu e proprietar. Suferinți, în pace. Lasă să sufere. Bun. Noi avem chestia asta cu spiritul proprietății, dar mai știți să arătăm și fundul. Da. Da? Hai să-l arătăm fundul. Bun. Acum ne îndreptăm un pic, o să traversăm... strada Pajurei. Da. Mergem către fabrica de medicamente care se afla vis-a-vis, tot vis-a-vis de întreprinderea de textile Dacia. Deci pur și simplu aveam, aici aveam trei sau patru unități obiective economice într-un perimetru atât de mic. Aveam întreprinderea Marmura, aveam textilele Dacia. Da. Și pe fabrica de medicamente. Astăzi aici cred că este o firmă de apă minerale în locul fabricii de medicamente. Ia să vedem. Borsec, parcă da. Borsec este... Și aici în dreapta ce era? Da, aici, aici era... eu n-am prins pentru că sunt un fel de... Sunt venetic în cartier. Sunt venit în ultimii 13 ani, 14 ani. Ok. Ori blocul cam de atunci, cam atunci a fost ridicat. Da. În 2010, parcă. E pe... Era un loc viral, mi se pare. Era un loc viral? Uh-huh. Da, și aici, acum, pe locul unde este Kaufland-ul, cum vă spuneam, au fost și secțiile ale... o secție a întreprinderii de textile Dacia. Iar, iar aici, în aceste clădiri de cărămidă roșie, da,
se afla în anii 60, se chema fabrica de medicamente Tableta. Da. Iar după ce s-a înființat uzina de medicamente București, a devenit o secție a uzinei de medicamente București. Aici. Da, mă rog, da, în spatele ei la fel se construiește în Draci toată zona, pentru că acolo e și calea ferată. Și se va construi în continuare. Da. Și aici vă spuneam de locul acela virant pe care deci s-a aflat. E, da, da, da. Și este aici, după Penny. Da. Da, și aici, cum vă spuneam, de, deci o să erau vedem textilistele. Blocuri, clar. Da, aici o să avem blocuri. Da, și din păcate se circulația se gâtuiește, se înfundă la podul Constanța. E o problemă foarte mare, pentru că vin cei din Chitila pe de-o parte și vin și cei din București și noi. Da. Și toată lumea se întâlnește la podul Constanța, care este acolo un pod e o singură bandă, o bandă și jumătate, două benzi. Nici nu poți să te, adică pietonii care trec pe sub pod își riscă viața, pentru că dacă te agață, ai un loc foarte mic, de fapt nu e pentru destinat pietonilor. Ah, exact, dacă vrei să treci pe sub pod ca pieton, da. Podul, vă dați seama, este ridicat în 1938, adică e de pe vremea lui Carol al II-lea. Știu că a avut și niște probleme la un moment dat. A avut niște probleme mari, au intervenit până la urmă, au trebuit să intre, parcă intrai într-un cavou acolo, adică era foarte horror, pentru că vedeai crăpăturile în structură. Da. Și până la urmă au trebuit să intervină, că era foarte, foarte avariat podul. Și din păcate nu se în continuare Ministerul Transportului, care deține zona de protecție feroviară, nu reușește să cadă de acord cu primăria, mă rog. Acolo la minister este un partid politic, la primărie este un alt partid politic. Și atunci joacă leapșa. Exact, exact, joacă leapșa și nu pot conveni asupra fluidizării circulației. Da. Și este una dintre cele mai aglomerate intersecții din București dimineața. Da. Și seara la fel când se întoarce lumea. Acum a fost bine, dar nu e oră de vârf. Da, 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 acum e cât de cât ok. Da. Bun, și acum vom intra în cartierul Pajura. Da. Cartierul are numele cartierului vine de la numele străzii Pajura. Pajura, care era, să zicem, un fel de vultur, din cât am înțeles de aici și a denumirea de la această pasăre răpitoare, Pajura, da, care în termen popular, să zicem, este asemănat și cu vulturul. Și se zice că în trecut, cu, să zicem, acum 100 de ani, pe aici erau niște păduri în care și făceau cuib foarte mulți vulturi. Și cam asta ar fi, să zicem, o explicație. De acolo ar veni denumirea. Denumirea. Da, ar mai fi și o chestie, am mai văzut la cineva că ar veni de la celebra parolă stejar extremă urgență și Pajura. Au fost cele două parole de la 23 august 1944. Da. După ce mareșalul Antonescu a fost arestat la palat, conspiratorii evident că aveau un plan militar o ipoteză de militară depus în practică imediat după arestarea mareșalului. Și atunci alarmarea trupelor s-a făcut prin aceste două parole. Deci comandamentul militar al capitalei a emis aceste două parole, stejar extremă urgență și Pajura, prin care la ora 6 și 6 jumătate s-au alarmat trupele din București și au intrat în situație de luptă. Okay. Cum a fost, de exemplu, în 22 decembrie 1989, când alarma de luptă a fost Radu cel Frumos. Radu cel Frumos, da. Bun. Intrăm acum, am intrat pe strada Pajurei. Da. În dreapta avem un grup social, Direcția de Asistență Socială a sectorului 1. Aici există o creșă foarte bună pentru locuitorii din cartier. Cartierul a fost ridicat începând cu 1959-60. Iar lucrările, primele zeci de apartamente s-au dat în folosință în 1961 și 62. Deci s-au ridicat destul de repede. Asta vreau să zic, În prima etapă, pentru că au continuat lucrările de ridicarea blocurilor într-o nouă etapă, când s-a făcut ansamblu de locuințe Scânteia Jiului. Jiului Scânteia sau Jiului Pajura. Care e în capăt. Paralel? Da, e în capăt. Da. Pentru că în prima etapă s-a lucrat până la liceul Constantin Brâncoveanu de astăzi. Da. Deci cele vreo 30 de blocuri, cam așa, de 3 etaje. Da, cam asta e, 3-4 etaje. Mă rog, unele sunt și cu 2 etaje. Și ulterior, în anii 60, s-a extins mult mai, mult mai încolo, cu un nou ansamblu de locuințe. Da. Sunt acele ansambluri de locuințe care mai poartă denumirea de cartier dormitor. Da. Ok. Unde care există și drumul Taberei și
mai multe zone din București. Și ce vrea să zică cartierul dormitor? Cartierul dormitor în sensul că erau foarte... Vezi că filmezi umorul, să știi. Se ridicau... Filmezi umorul. Când stai așa, filmezi umorul. Așa. În sensul că se ridicau destul de multe blocuri pe de 8, 9 și 10 etaje. Erau, să zicem, puse într-un perimetru definit. Și da. În sensul ăsta în care oamenii pur și simplu acolo veneau și dormeau fără a fi fără a avea alte funcțiuni. Cam mă rog, e o conotație peiorativă. Da, da. Cartier dormitor. Totuși toate aceste cartiere construite, toate aceste ansambluri beneficiau, așa cum beneficiază și Pajura, de grădiniță, de creșă. Adică când au fost ridicate și cu dotării urbane. Exact. Piață, școală generală, liceu, ce mai erau? Dispensar, dacă există și o policlinică, bibliotecă, că există, avem și o bibliotecă aici în cartier. Biblioteca, am uitat cum îi zice. Aici a fost o poșta, aici da, clădirea poștei, da. Da? Da. Și, mă rog, ușor, ușor, cum poșta a început să fie... mulsă, da, și subfinanțată, a început să-și vândă activele și pasivele și până la urmă a fost nevoită să-și vândă și acest bloc. Da. Și acum este un bloc destul de scump, care postește apartament de 90.100 de euro, de două camere. Da. Așa. Suntem în continuare pe strada Pajurei. În cartier aici n-au locuit ilegaliști, deși foarte multă lume crede că cartierul a fost populat și cu ilegaliști ai partidului, pentru că în cartier, în fundul cartierului, se afla garajul CC-ului, deci întreprinderea de transport București Noi, care ținea de secția gospodărie de partid. Da. Și lângă ea se afla, lângă garajul CC-ului, se afla întreprinderea poligrafică București Noi, care era tipografia partidului. Deci ambele întreprinderi erau în subordinea... în subordinea secției gospodăriei de partid, a CC-al PCR. Da. Și de aici foarte mulți oameni cred că aici au lucrat și ilegaliști. Dar de fapt, mai degrabă, din zona partidului au locuit oameni aici. Da, da, într-adevăr au tipograf foarte mulți. Aici locuiau pentru că și străzile... Colonei? Da. Există și un bloc al securiștilor mai încolo. Așa, da. Unde a stat Bogdan Chiriac. Aici avem... trecem așa. Este orășelul cunoașterii. Orășelul cunoașterii este destinat copiilor. Așa. Este un loc foarte căutat. De regulă aici sunt parcate foarte multe autocare și vin copii de la toate școlile din București. Eu e un loc foarte interesant pentru copii și îl recomand. Da. Da. Interesant. Am înțeles că înăuntru e. Eu înăuntru n-am fost. Da. Dar e, pentru copii e foarte bun. Așa, cum spuneam, primii care s-au mutat aici, în 1961-62, au fost cei care fusese demolați de pe Calea Griviței și din Floreasca și au fost aduși aici în cartier. Primii locuitori au fost demolați, cum ar veni. Da. Și ulterior au început să fie repartizate apartamentele către lucrătorii de la... țesătoare de la textiliste de la întreprinderea textile Dacia, de la combinatul poligrafic Casa Scânteii și de la ăsta, cum se cheamă, și de la șantierele care, oamenii care lucrau pe șantierele aici, întreprinderile de construcții. Unii dintre ei au primit și repartiții aici, în cartier. Da. Ulterior în cartier, au fost construite și locuințe cu proprietate personală, pentru că în majoritatea blocurilor de aici din cartier, ele aparțineau ICRAL-ului. Deci cele de 4 etaje erau în principal în proprietatea ICRAL-ului. ICRAL-ul, care este acronimul, vine de la întreprinderea de construcții, reparații și administrarea locuințelor. Cam asta era, da, dacă țin eu bine minte. Și în București funcționau mai multe ICRAL-uri. Da. ICRAL-ul din Pajura era, își avea sediu pe strada Frumoasă din București. Este o stradă care se află în
în spatele Palatului Cantacuzino, Palatul Culei de pe Calea Victoriei, acolo unde a fost sediul guvernului în timpul războiului. Da. Și pe acea stradă, la numărul 39, se găsea Ical Pajura, pe strada frumoasă 39. Pe această stradă mai locuiau și o grămadă de scriitori, de exemplu, scriitorul republican și antimonarhist Nede Cocea. O să revin la strada frumoasă. Deci, Ical Pajura administra cam toate apartamentele de aici, din cartier. Ele erau date cu chirie, evident prin repartiție. Întreprinderile dădeau repartiție muncitorilor și aceștia plăteau chirie Icralului. În caz că se strica ceva, că aveau nevoie de consolidat sau ceva, cei care locuiau acolo apelau la Ical întotdeauna. Aici, în dreapta sunt niște locuințe de urgență, să le zicem, construite pentru militarii constructori din anii 80. Pentru că aici, în cele câteva, în acest mic pătrat, rectangular, cum se spune, că este un fel de pătrat aici, da, făcut din loculețe de două etaje, au fost adăpostiți, au fost încartiruiți, de fapt, militarii constructori care au lucrat la diferite obiective economice din centrul civic, să zicem. Și dimineața aici era, pe strada Presei, un pic mai încolo, se făcea adunarea. Adică era plin. Da. Erau câteva sute de militari constructori, da, cei de la Diribau, care, da, am înțeles că au ieșit și la Revoluție, le-au pus niște țapine în brațe, niște carabine vechi, niște puși vechi. Pentru că cei de la Diribau nu făceau instrucție, asta era problema. Ei aveau, da, lopata era arma lor, da, de regulă. Da, și aceste blocuri, așa cum am spus, în aceste blocuri erau încazarmați militarii de pe care munceau pe șantierele, pe obiective edilitare urbane din București. Aici am ajuns la piața Pajura. Da. Ea la fel a fost ridicată și inaugurată în 1962, cam așa, cred. Să mă uit un pic pe foi, pentru că există o imagine aeriană. Numai puțin dacă... Așa... Să ne oprim acolo în... Poate e acolo la... E acolo? Încerc să văd. Asta este cu... Asta. Asta? Asta este, da. Da. Stai numai să... Ia-l cu totul. Mai sunt astea. Da. Nu? Astea sunt în capăt, când ajunge, okay, la capăt, da, okay, da. Pune în spate. Așa, perfect. Stai că se... Invers, da. Invers, așa. Hai, vină tu pe partea asta, altă. Aici, așa. Asta este o fotografie aeriană de prin 61-62. Se vede piața Pajura, era încă în construcție, aici. Noi suntem chiar aici, în fața ei. Blocurile se văd dispuse. Aici este strada Presei. Aici avem, în jos, avem garajul CC-ului. Da. În partea de jos. Aici avem strada Jiului, pentru că cartierul este mărginit de strada Jiului. În capăt avem București și noi. Iar aici avem Bulevardul Poligrafiei. Strada Jiului se intersectează cu Bulevardul Poligrafiei. Da. Iar aici avem, era încă, în, încă nu se inauguraste, Liceul Constantin Brâncoveanu, care începând cu anul 1972 a luat denumirea fostului militant comunist Dumitru Petrescu, care murise în 1969. Deci cam aici se oprea în prima etapă, în anul 1962-63. Da. După aia venea Porumbul, pentru că tot acest cartier, la fel și înainte de 1960. Și aici era Porumb, și aici era Porumb, da, da, era Pârloagă. Da. Și cumva cartierul a răzbit Maidanul, să zicem. Da. Și în prima etapă, așa cum spuneam, de aici în continuare se vedea Porumbul. Și după aia, după 1960-64, au început să fie ridicate alte blocurile de 9 și 10 etaje, plus vilele dintre ele. Dar deci o să asta cam ce zonă e acum? Aici constituie, asta este zona, ansamblul Jiului Scânteia, ansamblul, okay, ansamblul de locuințe Jiului Scânteia. Ok, deci aia e cea mai nouă, practic. Da, practic e cea mai nouă, da, da. După 1964 ridicat. Da. Bun, și
Da, și aici în sus, după strada Jiului, venea cartierul Dămăroaia. Da. Iar aici, mi se pare, este ăsta, terenul Iximului, cel de pe strada Izbicent, dacă nu greșesc. Locul unde se antrenau fotbaliștii de la Exim, cei care aveau întreprinderea de construcții speciale și montaj București, iar cei care elevii fotbaliști de la școala 178, care e un pic mai sus și care a fost inaugurată în 1964, nu se vede aici în fotografie, da, a căpătat profil fotbalistic începând cu anul 1969 și elevii fotbaliști de la 178 se antrenau pe terenul Iximului, că era cu gazon, era, da, cu iarbă. Bun. Aici avem un locuitor, cochistul Nicolae Anastasiu și Daniela, nepoțica lui, cea mai tânără cetățeană de pe strada Presei. Vom intra un pic mai încolo pe strada Presei. Este o fotografie din revista Flacăra. Iată și cum arăta strada Presei. Hai un pic la umbră aici, da, că da, sunt două lumini. Aha. Care bat pe... Da, da. Uite aici, gata. Avem o singură lumină. Da, tot suntem pe strada Presei. Da. După cum se vede, la acea dată nu existau copaci. Da. Erau arbuști ornamentali, mă rog, niște puieți plantați. Puieții ăștia au devenit arborii din ziua de astăzi. Da. Coroane foarte mari, care depășesc înălțimea blocului. Da. De aia ai și impresia. Cartierul Pajos este, mai spune, și cartierul Verde. Ai impresia că ești undeva la Poiana Brașov, da, într-o zonă montană. Și acești puieți astăzi au devenit arbori în toată firea. Da. Arbuști ornamentali și puieți. Așa, bun. Asta este o fotografie aeriană din ansamblul de locuințe Jiului Scânteia. Tot așa e și o parte din Pajura. Aici se vede capătul. Da. Unde întorcea troleul. Aici este școala 178. Da. Sper că... Da, nimeresc bine amplasamentul, da, pe strada Dridului, școala 178. Așa, și acesta este ansamblul de locuințe Jiului Scânteia. Da. Cele de aici, de pe margine. Chiar aici este capătul lui 86 din ziua de astăzi și 86-87, că erau două trolee. Da. Linia de troleu pe strada Pajuri a fost amenajată în anii 60, în a doua jumătate, între 65 și 69. Așa. A, și aici este tot o imagine de pe strada Presei. Vedeți? Puieții foarte, da, erau foarte mici. Mă rog, așa sunt ornamentali, dar ulterior grădinile dintre blocuri au fost plantați arbori și arbuști și au crescut, da, foarte mari. Acum să luăm un pic prin piață. Da. Piața Pajura, din păcate, este, este semi-părăsită. Deci văd că la fațada sau la fața, așa... Da, unde sunt magazinele particulare e totul ok, da, dar toată infrastructura este jalnică, adică nu s-a mai intervenit pe ea de, nu știu, 20-30 de ani. Da. Și, din păcate, aici ar trebui să fie un loc unde să mișune agricultorii și... Da, să avem mâncare bio. Da, 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 și vă dați seama, uitați, este un spațiu, acolo se întâlnesc șahiștii. Da. Și acum intrăm în piață care se arată jalnic, din păcate. Iar trebuie să mustească de, da, de comercianți. Să nu ne cade ceva în cap. Da, dar na, da, clădiri, Bușcovit, clădirii rău, vechi. Și uitați în ce stadiu se află. Da. Bun, în față este un părculeț. Pentru că e plin de părculețe aici. S-au amenajat o grămadă de părculețe. Foarte bine. Pentru copii. Da. Și, da, uitați în ce hal arată. Deci asta e piața. Pașul. Administrația piețelor sectorul 1. Da. Nu, da, sunt interese. Na, ce să mai... Da, din păcate. Altele, adică sunt. Pare oarecum, că toată mă gândesc că, măi, dar ăsta... Dacă zona administrată de stat pentru comerț arată în halul ăsta... Parcă e o chestie tacită, o înțelegere cu cei care așa dețină, pare, magazinele așa universale. Așa pare și putem să zicem, da, și această, păi, teorie, bineînțeles. Parcă cumva intenționat, adică, da, din moment ce asta trenează de ani de zile,
pare cumva că este favorizat comerciantul particular, mare, adică aici, aici nu vorbim da. De comerciant, de comerciant mititel de nu, nu, de un butic cu da, vorbim de lanțuri de magazine, exact, nu e da. Doar un... Care sunt destul de multe pe aici. Sunt destul de multe, exact, da. Exact. Și vedem că astea strălucesc și în timp ce zona administrată de stat pentru comerț este arată în halul ăsta. Da. Adică câteodată parcă mă gândesc, parcă, deși nu sunt conspiraționist, dar parcă câteodată, băi, e cam, clar că, e cam, cam cred mult. Că toată lumea se gândește da, la asta. Da, 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 adică micul comerciant este pur și simplu strivit de lanțurile da. Mari de magazine. Da. Bine, asta au și făcut lanțurile mari de magazine, adică scot afară din, de pe piață pe cei mici. Pe cei, exact, să rămână doar ei. Să rămână, exact. Și așa rămân niște consorții și niște fonduri internaționale, nici nu știu cine sunt proprietarii, niște, pur și simplu niște... Corporații, exact, exact. Bun, să revenim la... Da, la cartierul nostru. Pagina, dar inerent ne... Ne lovim confruntăm de, și cu astfel de, asta de situații care în, sunt cât se poate de reale. Peste tot, în toată România, clar. Da. Acolo este... Adică în stânga. Da, în stânga este linia ferată. Acolo. Ia să vedem un pic. Lasă dacă... un pic mai jos camera, te rog. Așa, să vedem dacă au deschis. Sunt tare curios dacă au deschis că din partea... n-ai cum să traversezi. Pe aici este o spărtură în gard. Da. Și este singurul loc prin care poți să traversezi... dinspre Dămăroaia, dinspre cartierul Dămăroaia sau de pe strada Jiului, dacă vii cu autobuzul din, da. Din centru. Pe aici, au deschis-o. A fost la un moment dat închisă foarte multă vreme. Dar altfel ai ocolit foarte mult. Da, dacă aici, în perioada cât a fost închisă poarta, da. Trebuia să ocolești ori prin stânga, pe la prin București noi, ori prin dreapta, pe la Dridului, pe la Poligrafiei. Da. Și... Ia să vedem un pic. Deci e o scurtătură ce... foarte importantă a cartierului. Da, da, da. Eu... Și bine cunoscută, care... probabil. Da, 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 da. Și ia ce se vede. Asta am înțeles că ar aparține CFR-ului, Ministerului Transporturilor. Da. Pentru că aici erau antrepozite. Da. Era o linie ferată pe aici. Și de-a lungul Iușinei erau și pe stânga și pe dreapta. Erau... diferite depozite. Da. Asta vede și un fel de canton CFR a mai rămas aici. Da, asta micul aici. Da, 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 da. 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 Ia, să văd dacă mai rămas un pic de cale ferată. Da, și probabil că e foarte râvnit tot acest teren, pentru că este foarte mare, desparte cartierul Dămăroaia de Pajura. Da. Ei, acum toate pe aici, cred că. Pedicile de pământ din București sunt. Da, este un petic cam mare. Da, 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 da. Aha, uite, da. Pare ceva acolo mai rămas, da. Pare ceva, da. Da, nu se mai păstrează. A, văd că deja și-au delimitat cumva o parcelă. Da. Da, probabil se vor extinde cu blocul. Da. Da, și asta e loc virant care merge până în strada Dridului. Iar în partea cealaltă este cartierul Dămăroaia. Da. Am uitat să vă spun că am trecut până în piața Pajura. Nu mai puțin. Da. În cartierul Dămăroaia locuia în 89 Silviu Brucan. Și el care a fost un fel de ideolog al FSN-ului în 1990, după aia s-a retras din Consiliul Frontului Salvării Naționale. Dar el fusese unul din semnatarii scrisorii celor șase, de care am vorbit data trecută în Vatra Luminoasă. Da. Și toți cei care au semnat această scrisoare, cei șase, au fost, mă rog, cu excepția lui Alexandru Bârlădeanu, din câte știu, au fost scoși din vilele de protocol pe care le ocupau și au fost mutați în diferite locuri, au fost dispersați, ca să nu se mai întâlnească. Că ei, locuind în zona nomenclaturii, în zona de nord a Bucureștiului, se întâlneau în parcul Herăstrău. În case nu puteau să se întâlnească pentru că erau microfoane și atunci tot timpul se întâlneau în Herăstrău și vorbeau. Și ca să nu se mai întâlnească așa ușor, Ceaușescu i-a scos, bine, pe unii i-a anchetat dur la calea Rahovei. Și am mutat în diferite zone din București. Și pe Pârbulescu, și pe Pârbulescu era deja scos pentru că făcuse gât la Congresul 12 în 79. Și pe Silviu Brucan l-am mutat aici, în Dămăroaia. Da. Mutat din Herăstrău 15, adică din inima cartierului Primăverii. L-am mutat aici, în Dămăroaia. Destul de departe. Da. Și el venea, trecea pe aici, sunt convins de chestia asta, pentru că el spune memoriile sale că își făcea în dimineața zilei de 22 decembrie, își făcea piața la piața Pajura. Venise să cumpere niște trupandale, niște legume. Și automat pe aici trebuia să treacă. Eu cred că pe aici. O lua și el pe scurtătură, nu? Pe scurtătură, eu nu cred că venea prin Poligrafie, tocmai acolo. Nu, clar. Deci sigur utiliza această potecă și spărtură prin gard.
și spune în memoriile sale că în data de 20 decembrie era și urmărit de câte 2 securiști de fiecare dată când ieșea din casă și era însoțit și la piața aici, la orele 8-9 dimineața, de către cei 2 securiști și chiar zice memoricii că de data asta s-a apropiat de mine și mi-a spus tovarășul Brucan, să mă țineți minte că eu am încercat să vă protejez. De ce ești? Oho! Da, știau, adică că se întâmplă ceva, da, mișcări da, tectonice da, în da, zona da, da, politică. Și da, este acest episod cum Brucan vine, parcă îl și văd cu plăsuța de cu traista după el da, și după câteva ore este în vârful țării, în Consiliul Frontului Salvării Naționale, unul din membrii importanți da, ai CFSN-ului. Și aflat la butoanele țării, după ce fusese surghiunit și marginalizat cu câteva ore înainte. Da. La fel și Dumitru Mazilu. Dumitru Mazilu fusese arestat în acele zile și la fel, el a fost eliberat din pușcărie în ziua de 20 decembrie. Deci cei care au preluat puterea erau cei care fusese marginalizați. Iliescu fusese marginalizat la Editura Tehnică, unii dintre ei fusese arestați, unii dintre ei mutați, de colo-colo plimbați, mă rog, nu măsuri represive ca în 50, da, când era pericol, te lua Duba Neagră și nici nu mai știi. A fost mai ok, da. Da, pentru că nu se mai putea, nu mai era da, de asemenea natură regimă. Da, și asta a fost povestea cu Brucan, de uitați să vă spun. Da. Și acum ne întoarcem, revenim pe Strada Presei. Da. Da, din păcate aici e un pic periculos seara. Da? Pentru că nu e luminat absolut deloc. Uh-huh. Și singur nu prea e recomandat. Da. Mai ales pentru doamne nu prea e recomandat da, să da, treci pe aici. Dar bine că nu e foarte mare. Nu, da, nu e mic. E totuși cât de cât. 100 de metri, da. Că ne aparținând nimănui, adică fiind un fel de no man's land, nimănui. Exact. Doar nu, CFR-ul revenit așa. Evident că lumina, nu investește nimeni. Da. Așa, atenție la prag. Da, aici undeva prin capăt, cred că aici suntem pe Strada Presei, care este perpendiculară pe Strada Pajurei. Da. Aici a stat, dacă nu mă înșel, da, aici, la scara asta, Traian Antonescu. Traian Antonescu când am fost în Grivița, pe alea comuniștilor, da, a fost unul dintre cei arestați la grevele de la atelierele CFR Grivița din 1933. Da. El nu a fost inculpat în proces, dar a fost ținut în detenție câteva luni de zile, a fost eliberat, mă rog, după aia hărțuit, era tâmplar, dacă mi-aduc bine aminte, hărțuit prin toate locurile unde își găsea un loc de muncă, pe motiv că era comunist și siguranța evident îi persecuta pe cei care făceau parte din Partidul Comunist și după aia a plecat în Spania, a luptat în brigăzile internaționale, a revenit după aia prin Franța, dacă mi-aduc bine aminte, și în 1950 l-am găsit ca fiind comandantul închisorii militare București. Cu gradul de major, a fost ilegalist, după aia a primit pensie specială. Uh-huh. Cu fiul dânsului mi-a pus la dispoziție câteva fotografii și un album de fotografii cu viața lui Traian Antonescu și, mă rog, după aia el a fost trimis la Brașov pentru că a avut o altercație și a fost trecut în rezervă prin 1954. Și după aia ajunge director adjunct la IPROCHIM, la Institutul de Proiectări Chimice București, gigantul IPROCHIM. Da. Și după aia, după ce s-au construit blocurile aici, după cartierul Pajura, el a locuit aici, pe această stradă, pe Strada Presei și a trăit până în anii 80, cum ai știut. Era, și mormântul era acolo, la cimitirul la care la cimitirul, da, da, pe alea comuniștilor. Da. Așa cum spuneam, în cartier nu au fost mulți ilegaliști, au fost vreo 4. Da. Nicolae Panaitescu, Cumulescu Manole, Traian Antonescu și încă unul, Vili, nu mai știu cum. Da. De ce spun că sunt sigur că nu au fost mai mult de 4-5? Pentru că am văzut toate tabelele cu ilegaliști din anii 70-80 și toate aveau și adresele respectivilor. Da, da. Și doar 4 erau aici, de aici exact, din zonă, da. Acum să fim atenți un pic că trebuie să traversăm. O luăm pe dincolo, da? Stai, că hai să ne asigurăm la trecerea de pietoni. Așa, mulțumesc. Și dintr-o parte și dintr-o alta, stai un pic, unele, gata. Super. Așa. Suntem tot pe Strada Presei. Da. Da. Și acum să intrăm puțin înspre inima cartierului. Da.
după cum se poate vedea, această pădure urbană, conceptul de pădure urbană, puieții, arbuștii ornamentali, cum au crescut de-a lungul anilor. Care sunt mai înalți decât coroanele lor, da, acoperă clădirile, da? Acoperișurile de țigare blocurilor. Da. Uite, întoarce puțin și trage un... Da. Arată un pic. De jos. Există și o faună. O mare, nu foarte bogată. Da. Dar cât de cât avem veverițe, ciocănitori, pescăruși, evident. Asta sunt în multe zone, dar cu atât mai mult aici. Dar veverițele sunt foarte simpatice. Da? Noaptea sunt cucuvele, am înțeles că e și o bufnită, n-am văzut, dar cucuveaua am văzut-o sigur pentru că am și fotografiat-o. S-a oprit la mine în fața ferestrei și am apucat să o fotografiez. Da. Și foarte, cu cât te îndepărtezi de stradă, da, cu atât este liniștea mai mai apăsătoare, mai apăsătoare, da. Da. Pe această stradă, cum spuneam, blocurile din, de aici din față, da, de pildă, acesta este un azil de bătrâni, un azil privat de bătrâni. Aici erau cantonați în cazarmați, cum am spus, militarii constructori, da, cei de la Dilibau. Și dimineața, când plecau la pe șantiere, erau aliniați pe această stradă, da, și dădeau raportul. Mă rog, se făceau adunarea, prezența și ce se face la un apel de dimineață. Și, mă rog, până la încheierea apelului, mai vorbeau și cu copiii, militarii mai cereau numere de telefon, dacă întrebau dacă aveau o soră mai mare, cum se face. Na, da, tineri. Ciocolatele, dădeau ciocolăți. Da. Și de la cei de aici din cartier. Bun, și acum o să facem mustânga. Toți suntem tot pe strada presei, dar aș vrea să prezint două cărți care mi-au asigurat, sunt sursa mea documentară pentru ziua de astăzi. Zona urbană al cercetătorului Norbert Petrovici, da, o lucrare cam greoaie, dar care atinge o serie de probleme privind supraurbanizarea și urbanizarea forțată. Mă rog, el se apleacă, nu vorbește doar de București, și de Cluj, pentru că el este un cercetător din Cluj. Așa. Și Bogdan Suditu, proaspătul vicepreședinte al Senatului Universității din București și un reputat specialist în politici de locuire, un expert în politici de locuire. Profesorul Bogdan Suditu, care a scris această remarcabilă carte și care vorbește în lucrarea sa, vorbește și despre cartierul Pajura și despre oficiul de construcție a locuințelor proprietate personală, despre care vom vorbi un pic mai încolo. Da. Un oficiu care a construit celebrele vile dintre blocuri. Vile care au și garaj, au vile, sunt apartamente cu 5 camere, 4-5 camere. Da, da. Deci ceva foarte, foarte interesant pentru acele vremuri și care, dacă ar fi fost menținută această politică publică de a îngădui proprietarilor de a-și construi locuințe proprietate personală așa cum vor ei, fără normative și fără să se impune diferite standarde de locuire, ar fi fost excelentă. Dar, din păcate, aceste măsuri de deschidere către o locuire foarte proporțională, să zicem, pentru bunăstare normală, să zicem, pentru că totuși nu sunt vile sau, să zicem, apartamente. Apartamente, da, nu sunt niște apartamente luxoase. Da, bine, sunt apartamente de 200-300 de metri pătrați, dar sunt foarte bine realizate și confortul este sporit. Adică și cu spații largi și cu vegetație, spații verzi în jurul acestor vile bloc între ele. Da. Bun, și cam despre astea două cărți voi mai vorbi despre ele și voi extrage informațiile în continuare din ele. Bun. Și acum ne îndreptăm către strada Hrisovului și către tipografia partidului. Da, haide. Bun, suntem tot pe strada Presei numărul 5. Da. Pe strada Presei, aici la numărul 5 a locuit Petre Mihai Băcanu. Și el, la Revoluție, era arestat pentru că el încercase să scoată un ziar ilegal, România Liberă, și fusese arestat împreună cu colegii săi, Mihai Creangă și Anton Uncu, dacă nu mă înșel, și se afla la închisoarea militară Jilava. Da. Și în acei ani, în anii 80, a locuit aici, în acest bloc din cartierul Pajura, pe strada Presei numărul 5. Mă rog, nu, acum nu mai este aici de ani de zile, dar aici a locuit și aici după Revoluție. Și e foarte important pentru că pentru istoria presei românești post-decembriste, Petre Mihai Băcanu este un nume foarte important, este un fel de crucișător al presei
opoziției, să zicem, pentru că crucișătorul prestei guvernamentale era Adevărul, condus de Dumitru Tinu și Cristian Tudor Popescu și Bogdan Chiriac. Bogdan Chiriac, care a stat și el aici în cartierul Pajura. Da. Și de partea cealaltă, ziarul opoziției, ambele aveau tiraje foarte mari, aproape de 1 milion de exemplare în anii 90, la începutul anilor 90. Iar de partea cealaltă, România Liberă, care era ziar anticomunist și al Noii Societăți Civile de Dreapta, constituit atunci în 1990, era condus de Petre Mihai Băcanu. Da. Mă rog, Gilda Lazar și Anton Uncu, cine a mai fost după, Gabriel Mărculescu și așa mai departe. Și acum să ne îndreptăm către strada Hristovului. Da. Da, aici, fiind cartier de tipografi, locuind în majoritatea tipografii în acei ani, evident și străzile au fost, străzilor li s-au atribuit denumiri care au legătură cu tipăriturile, cu da. Tipografia. Pecetei, strada presei, Hristovului. Da. Da, aici sunt... acolo este o latură a fostului garaj al CC-ului și al tipografiei. Da. Vom intra acum pe Hristovului, pe aici, vom ocoli. Aici este o grădiniță. Grădinița cartierului, cum ar veni. Da. Din păcate, în spatele ei se încearcă ridicarea unui nou corp. Deci aici, în dreapta noastră? Da, da. Da. Nu știu dacă l-au finanțat total. Da, da, se pare că l-au terminat. Da, da, l-au finalizat. Da. Deci este o grădiniță foarte mare. Da. Și destul de veche, bănesc. Da, 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 și da. Foarte, e foarte ok. Deci, vă dați seama, locuitorii au grădinița la botul calului, cum s-ar zice. Da. Nu trebuie să traverseze. Ar fi ideal ca și în noile ansambluri rezidențiale să construiască... Să fie calculat așa, în stilul da, acesta, da. Odată ce ridici 20, nu știu, militar residence, când ridici 50 de blocuri, să pui și o grădiniță acolo, să nu mai tranziteze lumea, să traverseze da. Orașul. Deși în ziua de azi o grădiniță particulară e convenabilă. Asta e de stat, nu? Da, e... de stat, de stat. Da, aparține acum, de primăria sectorului. Acum ansamblurile, dacă fac grădinițe, le fac particulare. Da, absolut, evident, este foarte rentabil, da, mai ales în rentabil, zone da. Unde nu există absolut deloc astfel de facilități, sunt extrem de rentabile. Da. Și da, e grădinița aflându-se în mijlocul cartierului este foarte aproape de orice cam de orice bloc, da, la 5 minute chiar și de cel mai îndepărtat bloc din din cartier. Imediat ajungi. Deci a fost calculat bine. Da, da, da. A. Hai pe trotuar. Așa. Da, suntem tot pe strada Hristovului. E, acum, după grădiniță, vine întreprinderea, fosta întreprindere poligrafică București Noi. Da. Care astăzi găzduiește o regie autonomă specială a Serviciului Român de Informații. O regie care, am înțeles, furnizează programe și infrastructură electronică da. De management, nu știu, nu mă pricep prea bine. Ca în multe alte cazuri, de pildă, vilele de pe Bulevardul Mircea Eliade, unele dintre ele au fost atribuite din patrimoniul statului, au fost vărsate către SRI, pentru că unele aparțineau gospodăriei de partid și care aveau un uriaș patrimoniu și multe au ajuns și la SRI. Iar aici, pe aici se făcea accesul în tipografia partidului. Aici se tipăreau buletine, era o tipografie dotată foarte bine, vă dați seama. Cu cele mai bune dotări tehnice. Da. Și aici se tipăreau buletine, pașapoarte, da. Diferite acte oficiale ale ministerelor, tot și tot ceea ce avea administrația publică. Ia, e un teritoriu destul de mare pe care se află actualul Rasirom. Da. Ocupă câteva hectare. Ok, e mare. Da, îmi place că a rămas sârma ghimpată de tip sovietic. Da, da. Și la sârma ghimpată există două tipuri, tip a, NATO da? Și tip sovietic. Da. Aha. Asta e de tip sovietic gen lagăr. Da. Bun, și acum acestea sunt... vilele bloc de care vă spuneam, băgate între blocuri. Da, uite, întoarce camera. Da.
Așa, cele de aici. Vedeți? Ele sunt plantate între blocuri, la fel ca în cartierul Drumul Taberei. Bogdan Suditu vorbea lucrare de care v-am amintit. Da. La fel și în Drumul Taberei sunt implantate aceste... Deci acestea sunt cele cu patru camere? Da, acestea sunt cele cu patru camere, trei camere. Patru camere, trei camere, da. Și cu garaj jos, nu? Și cu garaj, da. Da. Vedeți fiecare... Vedeți, sunt între blocurile de 10 etaje. Da. Și pe partea asta, garajele. Da. Very fancy. Da. Am văzut așa și în Drumul Taberei. Da, da, da. Și unele garaje s-au transformat în buticuri. Dar, mă rog, asta e altă treabă. Dar iată, da. Și să luăm acum spre blocul prezidențial. Cartier prezidențial, aici a locuit fostul președinte Emil Constantinescu. Ok, hai să-l vedem. Să vedem. Cheia e în mâinile tale, câte știu, nu? Asta e la... E cel meu? Cheia este în mâinile tale. A, cheia. Cheia, da. Da, da, da. Cu asta da, a cu încercat asta, el să... Da, cu asta au câștigat alegeri. Era simbolul electoral al da. Convenției Democratice. Cheia, așa, da. Așa, da, așa, așa, da. Da, da. E, aceste vile bloc, în pajura, cred că sunt vreo 30-35. Da. Cred că sunt numerotate de la 1 la 35, parcă. Pentru că se întâmplă, sunt pe toată suprafața cartierului. Da. Ele au fost construite începând cu anul 1966-67, când s-a înființat, mă rog, statul a inițiat o politică publică privind construcția de locuințe personale, proprietate personală. Da. A înființat acest oficiu, oficiu de construcție, de construcție a locuințelor proprietate personală, OCPLL sau cam așa ceva. Da. Iar acest oficiu, cum puteai să intri în posesia unei astfel de locuințe? Deci revenim la construcția locuințelor proprietate personală, dar facem o mică pauză pentru a vă arăta cartierul, blocul în care a locuit fostul președinte Emil Constantinescu, da. Din cartierul Pajura, de aici de pe strada Băiculești. Da. Este un bloc tip din ansamblul de locuințe Jiului Scânteia, un bloc de, nu știu, 8-9 etaje. Da, simplu. Da. Deci de aici a venit în funcție, de aici a intrat în mandatul său prezidențial. Bine, astăzi el locuiește într-o locuință dată de stat, pentru da. Că legea președintelui prevede acest lucru. Da, fost da. Și președinte să beneficieze de o locuință corespunzătoare, da. Fostei demnități ocupate. Bun, și vorbeam despre construcția locuințelor proprietate personală, o politică a statului român inițiată în între 1966-1967 s-au dat câteva decrete și hotărâri ale Consiliului de Miniștri care au ramforsat aceste decrete și care ce prevedeau ele în esență? Hai să ne dăm puțin într-o parte, că o să treacă o mașină. Ideea era ca statul să sprijine construcția de locuințe, proprietatea personală, să vină în întâmpinarea cetățenilor pentru a își construi ei singuri în regie proprie. A, da? Că puteau și ei, da, da. Puteau și ei singuri să-și construiască aceste locuințe sau prin intermediul acestui oficiu, care la rândul său subcontracta ca antreprenor, subcontracta întreprinderi de construcții montaj și veneau în întâmpinarea cetățenilor pentru a satisface această nevoie de... pentru că era o foame de apartamente. Spațiu, criza locuirii nu s-a rezolvat în București decât la sfârșitul anilor 80. Da. Și în continuare, și atunci, era în anii 60, era o criză de spațiului locativ. Cetățeanul venea la acest oficiu, care și avea, din câte știu, sediul pe strada Gutenberg numărul 1, deci da. În centrul Bucureștiului. Venea la acest oficiu, se informa, vedea schițele, machetele, da. Ce poate oferi statul, pentru că statul oferea aceste terenuri. Terenurile erau date în folosință. Deci da. Locuința era proprietate privată. Dar terenul nu. Dar terenul nu. Da. Terenul se atribuia odată ce stabileai, ce făceai contractul. Semneai un contract cu acest oficiu. Semneai contractul și ulterior, prin decizia Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei sau Consiliului Popular al Capitalei, ți se dădea în folosință pe termen nelimitat, evident, da. Acest teren. Dar niciodată terenul nu intra în posesia ta. Adică nu aveai titlul de proprietate pe acel da. Teren. Iar la unele locuințe, titlul de proprietate era prin autorizația de construcție, dacă era în regie proprie, dacă mi-ai duc bine aminte. Și mai era o variantă, dar nu mai știu acum. În fine, ideea, te duceai acolo, te documentai, stabileai, făceai un calcul ce bani dispui da. De avans, pentru că trebuia să dai un 20-30% avans.
Iar ulterior, după ce stabilei unde vrei să stabilești locuința și locul și cartierul, statul oferea un credit, un credit pe 15 ani. Era un credit foarte, foarte avantajos, adică mi se pare că în zilele noastre e ceva fantastic. Da, nu există așa ceva. Pe da. 15-20 de ani care aveai dobândă la 1% pe an. Da. Deci, într-adevăr, un, să zicem aici, un apartament cu 4-5 camere de 90.000 de lei, pentru că cam așa era, un apartament cu 4-5 camere, 90.000, 100.000 de lei, da. Puțin mai mult că o dacie. O dacie era 75.000 de lei și asta era 90-100.000. Bun. Îți luai, să zicem, 5 camere aici, cu două băi, living foarte mare, aveai 3 cămăruțe mai mici, într-adevăr, dormitoarele erau mai mici, dar living foarte mare, două da. Băi. Și acest credit îl puteai achita pe perioada de 15-20 de ani, dacă aveai un salariu, evident că nu își permitea oricine. Adică să-ți iei un apartament cu 4-5 camere, cine avea 90.000, 100.000 de lei la acea vreme? Păi aveau, în primul rând, șmecherii care stăteau în funcții, de pildă demnitarii, pentru că cei care locuiau, ocupau demnități publice, evident, li se atribuia din fondul protocolului de stat da. Sau de la gospodăria de partid. Și atunci luau pe numele rudelor, să zicem, o proprietate personală. Nu puteai să deții, evident, nu puteai să deții mai multe proprietăți. Da. Bun, erau și muncitori, pentru că erau muncitori calificați, câștigau foarte bine, într-adevăr, da. Maestri, medici, profesori universitari. Adică exista o clasă mijlocie, să zicem, în care câștiga bine. Care bine, câștiga și acum meșterii câștigă erau, bine, numai da, că nu prea mai avem. Da, 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 asta era un lucru foarte bine. Da. Statul venea în întâmpinarea nevoilor cetățenilor și era, mă rog, eram în perioada destinderii, în perioada distanțării față de Moscova, deschiderii față de Occident da. Și era o perioadă pseudo-liberală, să zicem, puterea în partid era împărțită, cum am mai spus dățile trecute. De exemplu, decretele și HM-urile astea sunt semnate de către Chivu Stoica, pentru că Chivu Stoica încă mai era la Consiliul de Stat în 1967. Da. Deci de asta e bine să fie puterea împărțită. Bun, și această deschidere s-a manifestat în acei ani, în anii 60. Ulterior, toată această deschidere se îngustează în sensul că apar alte legi care suprimă, adică intră cu normativele de locuit, intră puternic în politice de locuire, pentru că aceste vile erau exceptate de la erau vile bloc, erau exceptate de la anumite normative de construcții da. Și atunci de-aia puteai să construiești câte 4-5 camere. Și tot acest ansamblu de politici publice în domeniul locuirii, privind locuințele proprietate personală, s-a cam sfârșit în a doua jumătate a anilor 70. După 75 încolo, nu mai avem de-a face cu construcția de vile bloc în București. De atunci parcă a intervenit și criza. Da. După 70, mai ales și după cutremurul din 77, când sovieticii ne trimit o fabrică de case la Granitu și atunci avem încă o nouă fabrică de prefabricate la în Pantelimon, limon la întâmpinarea Granitu. Da. Se standardizează și mai mult blocurile. Da. Și devine și estetic, din punct de vedere estetic, devin cartierele mult mai urâcioase și mai înghesuite. Încep cu prefabricate. Da, mă rog, da. Foarte multe erau din prefabricate, multe, și astea sunt din prefabricate. Da, dar, și asta legi, da. Dar odată cu această deschidere a întreprinderii de Granitu, tot ceea ce s-a produs în zona prefabricatelor atunci n-a mai avut o estetică, să zicem, plăcută. Da. Bine, nu neapărat de la Granitu. De aceea se făcea și foarte repede. Da, și foarte repede. Nu mai interesa calitatea pe aici. Da. Și nu interesa cantitatea. Și era super stresat să rezolve această problemă a locuirii, a crizei de locuințe. Da. Și din această cauză nu se mai construiesc astfel de vile bloc în București. Da. Dar totuși sunt mii de familii care s-au mutat în astfel de și-au cumpărat și-au achiziționat locuințe de acest tip, proprietate personală. Pentru că multe aici, de fapt, majoritatea erau aparțineau ICRAL-ului, așa cum am spus, erau închiriate, iar vilele bloc erau în proprietate personală. Da. Cei care locuiau cu chirie și plăteau chirie la ICRAL, după 90, a fost acea lege, parcă mă știu, lege sau hotărâre de guvern prin care statul a pus la dispoziția celor care locuiau în întreprindere alocate de stat prin repartiție, le-a dat voie să le cumpere, să intre în posesia lor, să devină proprietate personală. Da. Și
Asta a fost un lucru fantastic, pentru că foarte mulți, mii și mii de... Mulți au cumpărat, prețurile atunci. Nu erau mari, erau niște prețuri normale. Păi da, deja în 1992 aveam inflație 200%. În 92, da. 200, da, exact. Și ideea este că prețurile acestor apartamente nu se actualizau cu rata inflației. Da. Și atunci plăteai... Rata deja ajunsese, nu știu, la un pachet de țigări sau da, nu știu, două pachete de țigări. Da. Infim. Da, era și, foarte, a fost foarte convenabil. Da. Uite, s-o și plătești, adică. Da. Da, bun, asta e, din punctul de vedere al statului, evident, statul a pierdut, pentru că a pierdut un fond locativ uriaș. Da. Da, dar nu mai putea să, pe de altă parte, nu mai putea să și-l administreze. Da. Iar foarte mulți cetățeni au intrat în posesie și de-aia în zilele noastre avem foarte multe locuințe, proprietate personală. Mie mi se pare un lucru foarte, foarte bun. Să nu depinzi de nimeni, să ai locuința ta proprie personală, să nu depinzi absolut de nimeni, da. Mai ales în condițiile în ziua de astăzi în care, în zilele noastre, piața imobiliară este dominată de dezvoltatori privați, da. Și atunci statul nu mai construiește absolut deloc. Da. De exemplu, Reactive Watch a avut un raport privind locuirea în București zilele trecute, pe care l-a dat publicității, și acolo se afirma că există 14.000 de cereri de locuințe în București, oameni care nu au bani, da. Au diferite situații de dificile, de precaritate și așa mai departe, și nu dispun de resurse pentru a-și achiziționa nici măcar în credit o locuință, o garsonieră. Da. Oamenii s-au făcut nevoie, câteva aneleuri, dar clar, da, mult nu, prea nu puține. Sunt prea puține pentru oamenii precari. Da. Nu reușesc să câștige. Familii numeroase care nu reușesc. Oricât ar încerca să-și... Dacă vrei să-ți iei un apartament cu banca, plătești de două ori. Evident, te jupoaie. Da. Și atunci, da, există aceste cereri la Primăria Municipiului București, pentru ca primăria, pentru că toate astea sunt făcute, așa cum am spus, de întreprinderi de construcții montaj, care se aflau în subordinea Direcției Generale de Construcții Montaj a Sfatului Popular al Capitalei, da. Și după aia la Consiliul Popular al Capitalei. Deci primăria, să zicem, mă rog, Sfatul Popular, cum se chema, dar primăria a construit zeci și zeci de cartiere în București. Da. Ori după 89 în București, primăria s-a retras, statul s-a retras de pe această piață, da. Și a lăsat doar dezvoltatorii imobiliari. Treaba lor foarte bine, excelent, nicio problemă. Dar nu se poate să tu să te retragi complet din acest domeniu. Da. Vorbeam dățile trecute despre politicile de locuire inițiate, că nu au fost comuniștii cei care au inițiat aceste politici de locuire în domeniul social, de a construi case pentru case salubre, igienice pentru muncitori și funcționari. Și odată cu Vintilă Brătianu, primarul București între 1907 și 1910, acest primar vizionar al liberalilor, care a ajuns la concluzia, domnule, noi vrem să facem industrie, dar noi nu avem unde să-i cazăm pe muncitori. Și rata mortalității de tuberculoză în București, în rândul muncitorilor, e enormă. Da. Păi dacă noi nu-i găzduim în locuințe, în spații salubre și igienice, ce fel de industrializare facem noi în București? Adică, da. Și mă rog, luase avânt industrializarea în toată țara. Burghezia, se năștea burghezia, ulterior, după 10 ani, a dispărut și Partidul Conservator, Partidul Moșierilor, și ei au inițiat, liberale, au inițiat aceste politici publice de a construi case pentru muncitori. În Steaua, cartierul CFR Steaua și toate parcelele de care am tot vorbit. Da. Nu numai societatea pentru comunală pentru locuințe ieftine, cum am spus, casele funcționarilor publici, casa funcționarilor Ministerului de Finanțe, casa BNR-ului, peste tot statul a început să construiască, mai ales în perioada interbelică, locuințe pentru... A, să luăm pe aici, puțin prin dreapta. Da. A început să construiască case pentru funcționari, pentru angajații săi. Da. Evident că nu au acoperit, nu aveau cum să acopere întreaga necesitate nevoie, de voie. Dar aceste măsuri au fost inițiate de burghezie, să zicem. Adică nu e o chestie că au venit comuniști și domnule și au făcut... ei de capul lor au inițiat în aceste lan al dezvoltării. S-au făcut încercări și înainte și încercări reușite de a construi locuințe sociale. Dar volumul mare a fost în comunism. Evident, și de aceea mulți oameni văd mai mult, adică văd doar partea asta. Da, și sunt foarte mulți fundamentaliști adeței pieței care spun, haide domnule, lasă piața să regleze și dezvoltatorii privați. Și eu mereu încerc să le spun, băi fraților, vedeți că liberalii, tocmai liberalii au inițiat aceste politici publice în București, de pildă. Adică nu e o chestie neapărat inventată de comuniști. Domnule, vine statul și te mângâie pe cap așa și îți dă totul. Nu, mă, stai
Stai puțin, că nu e chiar așa. Dacă te oprești cu istoria până la comunism, bine. Adică nu știi, dacă te duci și mai în spate, afli că vine din altă parte. Da, și de asta îmi pare rău că statul s-a retras în zilele noastre complet, total de pe această piață. Din păcate, da, dar până la urmă, uite că se descurcă omul, face rata. Da, pe de altă parte, în București nu există o cerere atât de mare. Bine, eu mă refer în București. Da. Totuși s-a construit foarte mult în București, pentru că dacă nu se construia atât de mult, am fi avut o mare problemă. Da. Dar, așa cum spuneam și mai devreme, foarte mulți au intrat în posesia locuințelor pe care le-au ocupat prin repartiția întreprinderilor, fiind repartizați de întreprinderi și apoi au intrat în posesia lor. Și ceea ce înseamnă e un salt uriaș. Este. Și la niște prețuri foarte rezonabile. Super, da. Așa cum, și vilele astea bloc, așa cum spuneam, tu îți făceai contractul, semnai contractul cu oficiul acesta de construcție a locuințelor proprietare personală. Da. Deci nu erau prin repartiții. Adică nu aveai nicio treabă cu chestie, cu ideea de repartiție prin întreprindere. Nu, era o chestie pur și simplu individuală. Da, era o chestie mic burgheză, să zicem așa. Da. Individualistă. Da. Și da, era o serie de facilități pe care statul le crea pentru a da un impuls și mai mare acoperirii nevoii de cereri de locuințe. Da. Da, și acum, bun, aici mai avem o vilă, bloc. Da. Suntem, am ajuns la capătul. Deci încă una aici și suntem aproape de capăt. Capătul străzii Pajura, strada Pajura e pe acolo. Troleu vine, face dreapta aici la complex. Da. Și întoarce la prima, parcă îi zice. Da, în blocul din față. Da, suntem la capătul trolebuzelor, vedem acolo parcate. În blocul din față, de 13, cel înalt, a locuit un... Mă rog, și acesta înalt, așa, bun. Da, da, suntem tot în ansamblu de locuințe Jiului Scânteia, în blocul ăla de 13, suntem tot pe strada Băiculești. A locuit până în 1989, la data decesului său, un fost ofițer de securitate, vărsat după aia la Direcția Generală a Penitenciarelor. Îl chema Humulescu Manole, a avut gradul de major. El a luptat în grupul de partizani Carpați. În 1944, sovieticii au trimis pe teritoriul României un mare grup de partizani, alcătuit din 15 luptători. Unii dintre ei foști luptători în brigăzile internaționale din Spania. Mă rog, și care aveau, acest grup avea rolul de a... de a pune explozibili pe calea ferată la CFR, de a sabota cât se poate, cât puteau să facă 15 oameni. De a sabota liniile de comunicație, în fine, și îi fusese trimiși cu bombe la ei, cu mine, în fine. După 44, el a intrat în siguranță, comisar de siguranță, ulterior devine locotenent de securitate la Timișoara, care are funcții mari la regional Timișoara. Și în 1956, când are loc o mare reducere a efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, el este trecut în rezervă. Însă după un an de zile, în 1957, este rechemat în activitate și este numit în funcția de... Nu mai este numit la securitate, este numit la comanda penitenciarului Târgu Miercurea Ciuc. Da, aici a stat, în locul ăsta. Da. Și la penitenciarul Miercurea Ciuc era o unitate de deținere, un loc de deținere profilat pe femei. Femei contrarevoluționare, condamnate pentru acte politice interzise. Da. Și la data la care el a preluat penitenciarul erau vreo 160 de femei deținut. Și printre ele era și Lena Constante, celebra artistă Lena Constante, artist plastic, care fusese condamnată în lotul Pătrășcanu și care și-a scris memoriile ce chinuri a suferit în penitenciarul de la Miercurea Ciuc, care avea un regim de detenție foarte, foarte dur. Bun, să lăsăm pe majorul Humulescu, Manole Humulescu. Aici suntem la complexul de la capătul Pajurei. Da. Acolo a fost o bodegă tot timpul. Acolo unde ești acum, nu? Da. Unde e prelata albastră. Da. Da. Haideți să o luăm așa ușor spre Băiculești și ne întoarcem după aia spre... spre școala 178. Pentru că vreau să vorbesc despre ea, pentru că avea adumărit la un moment dat profil de fotbal sportiv. Așa. Câteva clase din... Da, da.
După ce trecem și de această vilă bloc, o să intrăm pe... A, deci încă una aici, da? Da, 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 sunt puse și în spatele acestui bloc din stânga noastră, la fel, mai sunt încă, nu mai știu, vreo 10, cam așa. Da. Peste tot e... Da, pare mai diferit. De fapt, cam toate așa păreau un pic diferite. Ba la culori, bine. Ele sunt ridicate în perioada 67... 75, cam așa. Da. Există și un articol la un moment dat în revista Flacăra prin 68, la Vila 28 din cartierul Pajura. Da. Cetățenii care au contractat, care au semnat contracte cu acest oficiu pentru vile bloc de acest gen, da, sunt foarte nemulțumiți pentru că de un an de zile lucrările începuseră, o întreprindere de construcții, montaj, începuseră lucrările la această vilă în 1967 și de un an de zile lucrările stagnau pentru că muncitorii dăduseră de o conductă plină cu cabluri electrice, telefonice, da, și care nu fusese prevăzut în schița de sistematizare. Fusese adăugată, dar fără să fie trecută în schiță. Stai un pic, și... că provin camera. Da. A, pe aici? Să luăm, da, un pic pe aici. Hai pe aici. Da, aici este în dreapta este un teren viran, retrocedat din câte am înțeles. Da, adică cel de aici, da? Da, și din păcate, dacă nu este somat sau nu este supraimpozitat proprietarul, uite ce se vedeți întâmplă, în ce hal lasă terenul. Da. În fine. Da. Și cetățenii făcuseră o grămadă de reclamații la oficiul ăsta de construcții. Da. În dreapta? Aici, în dreapta. Da. Ei contractaseră construcția locuinței, vilei, și nu se mai finaliza. Nu se mai termina, da. Și... Supărare mare. Da, supărare mare. Vila 28 din cartierul Pajura. Da, da. Da. Deci există povești chiar și așa, la fiecare vină. Da, dacă acum le găsești un pic mai ușor cu site-ul ăsta, cu Arcanum. Dacă da, ok. Cauți, o să luăm un pic în stânga. Da. E o mană cerească pentru cercetătorii site-ul Arcanum, pentru că găsești la un click distanță, dacă îi dai cuvinte cheie, îți găsește absolut tot. Numai să știți ce să-l întrebi. Ca pe ChatGPT. Da. La ora actuală. Da, da. Așa. Aici avem un bloc ridicat acum vreo 10 ani. Da. Nu mai știu cum se spune, Monte Carlo sau... Așa, dar în spatele lui avem o bijuterie brâncovenească, cum i-a spus revista Ia să vedem. Lumina. Ziarul Lumina, ziarul Patriarhiei. Cartierul, când a fost ridicat, nu a fost, evident, nu a avut în plan o biserică. Și din 1961 până în 2002, cartierul nu a dispus de o biserică. Și atunci, în 1997, s-a înființat un comitet pentru strângerea de fonduri și s-a ridicat prima biserică prin 2002-2003, aceasta de lemn. Aceea mică de acolo, da. Da, mică de lemn. Ulterior s-au strâns fonduri, bineînțeles și deci, Aureu, Patriarhia a intervenit foarte cu fonduri substanțiale. Da. Și această bijuterie brâncovenească, cum am spus. Care e imensă. E foarte mare, da, 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 da. Și iar noaptea este luminată, superb. Da. Da, da, da. Arată bine. A fost ridicată în anul 2014, chiar Patriarhul Daniel a venit aici la târnăsirea ei. Ia uzi. Este biserica, parohia Sfânta Vinere, se cheamă, da. Și jos, la subsol, există un cabinet medical. Doamna preoteasă, Illinois, dacă nu mă înșel, are cabinet medical acolo și este o doamnă absolut fantastică, respectată în cartier, dedicată profesiei de medic, fantastic. Și cabinetul beneficiază de facilități, tot pentru un medic, consultații pentru copii, în special oamenii cu copii merg la doamna preoteasă aici, la Sfânta, parohia Sfânta Vinerii. Da. Și de aici, da, vom merge spre, peste drum de Bulevardul Poligrafiei. Se văd de aici, se văd căminele fostului liceu, liceu tipografic, industrial tipografic, dacă... mi-aduc bine aminte. Mă rog, actual liceu tehnic media. Da. Dar ideea de bază este că în căminele acestui liceu, să rămână, ne scuzați.
În căminele acestui liceu s-au tras câteva scene, cadre din filmul Liceenii, 1986. Scenariul Gheorghe Șova și Corjos. Deci e peste drum acolo, da, nu? Da, peste drum. Peste... Da. O să-l vedem mai bine după ce trecem după peste ce trecem, pod. Da, ok. A, și aici avem și biserica mică. Da. Prima construită pe acest biserica teren. De lemn. Așa. A, și acum să vedem dacă... Da, hai să traversăm acum. Hai să facem o mică ilegalitate. Da, trecem pe podul... Mergem până pe podul Constanța, tot Constanța îi spune. Și lu ăsta de pe Bulevardul Poligrafiei. Da, aceeași denumire? Da, 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 da. Pentru că duce linia ferată duce către litoral, okay. Da. Către Constanța. Și aici e un zgomot infernal de la meetingurile aviatice din de pe aeroportul Băneasa în august. Aha. De obicei luna august, timp de 4-5 zile avioanele cu reacție sunt infernale, adică da. La antrenamente. Da, avem și cele blocurile Flora, fostul hotel Flora. Așa, vedem și Ramada. Casa Scânteii. Da, acolo este Ana, am uitat cum se spune, este un bloc turn dedicat de George Copos. Da. Ana Towers, parcă îi spune. Cel cu gri, da? Da, cu gri, cel înalt, da, da. 15 sau 20 de etaje, nu știu. Da. Iar în partea stângă, da, acelea sunt căminele liceului tehnic media. Da, cele de acolo, da. Da. Uh-huh. În dreapta avem Casa Scânteii. Da, uite, filmează încolo. Da. Uite acolo. Deci avem locul gri, Lucopos. Și mai în stânga, Casa Scânteii. Iar ruina aceea, da. Este celebrul bloc al lui Puzdrea, Dumitru Puzdrea. Aha. Un fost deputat PRM și PNL, că a fost traseis din câte știu, da. Care a murit acum un an, parcă, sau anul ăsta sau acum un an, nu mai știu bine. Este un bloc care a fost construit pe o magistrală de apă, exact în baza angroului Flora, da. În partea stângă este Flora, și în capătul angroului, Puzdrea, care devenise mare investitor în anii 90 și ulterior a intrat în politică la PNL și la PRM, parcă, a ridicat acest bloc pe magistrală de apă. Evident că ulterior au intervenit autoritățile și au spus să înceteze construcția pentru că nu ai cum să primești autorizație pe magistrală. A, deci s-a apucat să facă fără autorizație. Da, 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 da. Și a rămas ruina aceasta care e în buricul orașului, da. Blocului Puzdrea. Da. Deja pare că ar fi un simbol așa. Da, atât nu știu, de vechi. La urmă, cred că o să fie un o să-l transforme într-un muzeu al ruinelor tranziției. Cam așa ceva, da. Al proiectelor eșuate. Da. Acum n-are rost să mai traversăm. Să încercăm. Haideți să încercăm să poate reușim să intrăm în combinatul fondului plastic. Să ne uităm bine. Nu mai știu dacă e deschis sau e închis. Poate reușim să aruncăm o privire. Da. Aici nu știu, e un obiectiv special. E ceva, o unitate, un obiectiv. Da, e un obiectiv special. Habar n-am ce. Vedeți, aceasta este sârmă ghimpată de tip NATO. Da, asta care este, care strălucește, strălucește, da? Da. Uite, da, întoarce da. Un pic camera către sârmă ghimpată. Uite acolo. Cealaltă de la Rasi Rom era tip sovietic. Da, exact. Astea sunt diferențele. Nu știu ce ce adăpostești, cine este aici, ce... Da. E un obiectiv special al unui serviciu, dar nu-l cunoaște. Da, aceasta este linia, calea ferată, care duce exact la antrepozitele dintre Dămăroaia și Pajura, da. Unde am fost. Acolo unde era scurtătura aceea, nu? Da, 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 da.
Da, și aici niciodată nu sunt oameni. Deci de fiecare dată când trec pe aici, nu vezi țipenie de om. Da. Nu știu ce. Așa. Se lucrează curat aici. Da. Da, și în dreapta e calea ferată. Iată și niște vestigii interbelice care par de la un canton CFR. Un canton sau o gară ceva. Da, un canton sau gară. Am uitat să spun că există și o gară Pajura, da, dar nu se află aici, în dreptul cartierului. Gara Pajura sau București, Triaj București se mai cheamă. Gara se află în cartierul Chitila, în Chitila Triaj. Deci da, este în capătul străzii Marmura. Deci nu este aici. Are numele de Pajura, dar nu... Dar nu e chiar aici, da. Nu e chiar aici, da, nu e în cartier. Bună ziua, nu se poate intra pentru filmat în... Combinat? Da? Bun. Mulțumim. Da, aici deci e combinatul aici fondului plastic. Da, 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 da. De pe strada Băiculești. Da, e interesant aici pentru că aici sunt spațiile de creație. Ale sculptorilor, pictorilor, artiștilor. Da. Și odată pe an sunt zile de porți deschise și poți să le vezi atelierele. Foarte mișto. Foarte, ah, okay. Foarte cool. Sunt tot felul de evenimente. Și da, de-aia credeam că se... credeam că se poate intra, dar na. Pare că peste tot e câte o barieră. Câte o barieră păzită de cineva. Da. Și acum o să revenim către capătul troleului 86 la piața, la complexul Pajura. Da. Bun, suntem la capătul 86, în complexul Pajura. În spate avem complexul și zona în care troleibuzul 86 întoarce. Aici este o fotografie care redă tot ansamblul Jiului Scânteia, ansamblul de locuințe Jiului Scânteia. Da? Da. Suntem pe strada Dridu. Da, deci ne imaginăm că acesta e complexul pe care îl vedem în față. Noi cam pe unde suntem așezați, că nu prea îmi dau seama. Cred că nu ne putem Cred că undeva seama. Pe aici. Pe acolo, prin zona da, aia. Da, da, okay. Da, da. Aici este restaurantul, magazinele. Da. Și acum ne vom îndrepta către școala numărul 178, da, care se află aici pe strada Dridu. Traversăm pe aici. Traversăm pe aici. Hai să avem grijă, să ne asigurăm. Școala numărul 178 a fost construită în 1964, a fost inaugurată. Da. Până în 1969 ea a fost o școală generală de gimnaziu. La fel ca toate celelalte școli ridicate în București în formă de U. Sunt celebrele da, școli da, în formă de U care s-au ridicat în toate cartierele din București. Eu tot într-o școală în formă de U am învățat. Da, da. Toată lumea, da, și în ziua de azi, cei mai mulți adolescenți și copii ai capitalei învață în școli ridicate în anii 60 în formă de U. Da, da. Aceasta este școala. Da, uite aici. Uite în spatele în tău. În spate. În 1964, așa cum am spus, a fost inaugurată. Da. O să luăm un pic pe aici, prin stânga, ca să vedem și bazinul de not. Inaugurată în 1964, iar în anul 1969, în toamna lui 69, în urma cererii Federației Române de Fotbal, unor solicitări venite din partea FRP-ului, școala este dotată și cu 4-5 clase de fotbal și astfel devine un fel de școală cu profil sportiv, da, profil fotbal. Iată că se mai văd acum niște terenuri da, aici. Da, astea sunt terenurile mici. Da. Din păcate, școala nu beneficia de un gazon de iarbă. Elevii fotbaliști, să zicem, se antrenau peste drum în cartierul Dămuroaia, pe terenul Ixim-ului, care era un teren cu gazon. Și ăsta a fost un inconvenient foarte mare al acestei școli, că nu a beneficiat de un gazon, de un teren corespunzător. Pentru că fotbaliștii recrutați aici erau un fel de pepinieră de sportiv pentru clubul, în special sportul studențesc.
racola, să zicem, de aici jucători. De aici jucători, da. Aici vedem, este bazin, un bazin de înot ridicat acum, mă rog, lucrările au început acum vreo 5 ani, abia acum sunt discuții, el a fost terminat, este finalizat, dar sunt discuții ample în cartier, în comunitate și primăria nu se poate decide. Adică există două tabere. Cei care vor ca elevii, copii, doar copiii, elevii din școală să înoate aici și cei din cartier, rezidenții, care solicită și ei accesul la, această, la acest bazin. Nu știu acum care ar fi soluția. Eu sper să se ajungă la un consens, măcar anul ăsta, spre sfârșitul anului. Da. Ideea ar fi, după mine, deși nu mă pricep... În weekend locuitorii? Exact, da. Exact, asta mă gândeam și eu, da. Să, în weekend să beneficieze locuitorii cartierului. Exact. Și în timpul săptămânii elevii care sunt arondați aici, la școala 178. Nu ar fi rău. Da, este ceva fantastic. Un bazin. Bazinul este într-adevăr construit pe fostul teren de handbal, de fotbal. Fiecare școală în formă de UDA avea un astfel de teren. Bun, școala avea, din 1969, când... beneficiază de acest profil fotbalistic, se înființează astfel 4-5 clase de fotbal. Școlarii de aici, elevii de aici, ulterior, după aia, erau vărsați, să zicem, la alte echipe mai mari, de juniori și seniori. La momentul, să zicem, în 1970, școala avea 1400 de elevi. Ceea ce era enorm, o școală mare, foarte mare, da. În momentul de față am înțeles că sunt 600, cam 600-700 de elevi, deci cam la jumătate. Jumătate, da. Chiar sub, da. Evident, având în vedere fluxurile migratorii și tendința românilor de a pleca peste granițe după 1989, este oarecum normal ca efectivele de elevi să se înjumătățească. Da. Și nu mai se fac înainte fiecare familie 2-3 copii, nu? Da, acum absolut, absolut. Nu se mai... Natalitatea este în scădere. Șontuc, evident. Da. Ce vreau să mai spun? În cartier exista aici, în Pajura, exista un club sportiv școlar, CSS6, care la un moment dat a avut probleme cu sediu. El s-a înființat undeva prin 1970 și n-a avut parte de un timp de 10 ani, n-a avut un sediu stabilit. Abia în 1980 i s-a atribuit un sediu pe Bulevardul 1 mai 162, dacă mi-a bine aminte, pe actualul Ion Mihalache, și CSS6 a dat totuși sportiv destul de cunoscuți. Claudiu Vaișcoviș, care a jucat la Dinamo, a fost și internațional al României, între 87 și 90 a jucat în lotul național. A jucat, Vaișcoviș a jucat la Brașov, la Victoria București, la Dinamo. Știu că eram eu mic și la Dinamo l-am prins foarte bine. Apoi Marius Lăcătuș a fost membru al Clubului Sportiv Școlar 6, venind de la Brașov. Așa cum am spus, școala, deși avea 4 clase de fotbal, nu putem să spunem că întreaga școală era profilată pe fotbal, doar 4 clase din, să zicem, nu știu, 20 de clase, deținau acest profil fotbalistic. Da. În rest, școala era o școală normală, cu predare normală, gimnaziu. Fotbaliștii care erau pregătiți aici jucau în campionatul de sector, mini-fotbal. Da. Campionat de mini-fotbal. Pe școli, nu? Da, pe școli, exact. Da. Apoi trebuie spus că pe lângă Clubul Sportiv Școlar 6 și școala, Clubul Sportiv Școlar 6 asigura pregătirea tinerilor care deveneau membri ai CSS6, era asigurată învățământul era asigurat în școala 178, iar învățământul mediu era asigurat în liceul Brâncoveanu, care la acea vreme se chema Liceul Industrial Dumitru Petrescu. Vom merge un pic către el un pic mai încolo. Și cei 100, să zicem, 120-130 de elevi care aveau acest profil fotbalistic erau angrenați în tot felul de competiții din cartier. Evident, exista această suspiciune asupra lor că cei de la clasele de fotbal nu făceau carte foarte bine. Dar eu am găsit câteva articole în ziarul Sportul în care se spunea, chiar se insista pe această idee că
această idee era neadevărată, că elevii de la secția de fotbal nu fac școală cum trebuie, și că din potrivă era combătută această idee. Acest mit, da, să da. Zicem, da. Uh-huh. Și diriguitorii școlii și ai clubului sportiv insistau pe faptul că nu, că ei beneficiau de internat și de o pregătire educațională corespunzătoare, și că rolul acestei școli este benefic în angrenajul sistemului de recrutare al Federației Române de Fotbal, ca una dintre pepinierele fotbalistice pentru Campionatul Național de Fotbal. Da. Cartierul Pajura beneficia și de o, să zicem, asociație sportivă. În 1970-71 s-a constituit aici o prima asociație, se spune că a fost prima asociație sportivă de cartier constituită în București, deși la acea vreme mai funcționa, să zicem, mă rog, era într-un fel de rigor mortis, o asociație sportivă de cartier, era cea din Ferentari. Cei din Ferentari constituiseră cu vreo 10 ani în urmă, 10-15 ani în urmă, o asociație de cartier, o asociație sportivă, care avea și un bazin în cartierul Ferentari, între blocurile acelea. Gata, știu. Da, exista chiar, da. Chiar și un bazin. Bun, exista. Acum e plin cu pământ. E acoperit, da, este un spațiu de joacă foarte mare. Da, e un teren viral mare. Da, este și bazinul de înot. Da. Zona Tunsul Petre, pe acolo pe undeva. Exact, da. Și în 1970 s-a constituit aici, să zicem, Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport București a luat decizia de a revigora această idee a asociațiilor sportive de cartier. Și s-a început cu cartierul Pajura. Ideea era o idee foarte bună pentru a îngrena pe locuitorii din cartier la diferite activități sportive. Însă, din păcate, asociația a sucombat după câțiva ani, întrucât statul nu a intervenit cu echipament. Nu a intervenit nici cu echipament și nu a intervenit nici cu dotări urbane, în sensul de a le asigura un sediu, de a le asigura un spațiu corespunzător, adică terenuri de fotbal sau, eu știu, terenuri de handbal, basket sau așa mai departe. Ori, din păcate, nici nu putem critica prea mult, pentru că cartierul era de așa natură încât nu mai permitea amenajarea unor noi spații sportive. Și atunci și cei de la Asociația Sportivă Pajura se antrenau tot pe baza Exim din Dămăroaia. Da. Acolo unde se antrenau și elevii clubului sportiv școlar 6, care erau arondați pe de o parte în învățământul gimnazial aici la 178 și la învățământul mediu la Liceul Industrial Dumitru Petrescu. Da. Acum ne îndreptăm către oamenii cunoscuți care au trecut pe aici prin școală. Da, spuneam de Bogdan Chireac, de Andy Moisescu, exact. De Bianca Brad, celebrul fotomodel. Da. Da, asta am aflat-o dând un click pe site-ul școlii. Site-ul școlii beneficiază de un istoric destul de elaborat, foarte, foarte bine făcut, și de acolo am aflat și o grămadă de detalii referitoare la istoricul da. Școlii 178. Aici, în partea dreaptă, se încearcă de câțiva ani amenajarea unei grădinițe, însă, din păcate, nu știu de ce lucrurile trenează. Și inaugurarea... este un panou acolo. Da. Ia să văd. Ia să vedem. Ce se dorește aici? Eu știu că grădiniște trebuiau să amenajeze. Sper că nu mă înșel. Șantier în lucru. Dar panoul pare nou așa. Da, panoul pare nou. Consolidare, remodelare, amenajare, suprafețe, refuncționalizare, scară exterioară. Aha. Da, nu spune destinația. Din 2019, pentru 2 ani. Da, nu este precizația de destinația. Oho, autorizație 24 de luni. Da. E expirată de... S-a dus. Da. Bun, în fața acolo avem strada Pajurei. Acum da. O să coborâm, o luăm invers. Ne îndreptăm către București Noi, către Bulevardul București Noi. Aici avem, cum am spus, o dotare urbană, policlinica cartierului. Da, pentru că fiecare cartier avea da, exact, o policlinică. Ca în Baltalbă, ca în Titan, exact, da. Pe unde am trecut data trecută. O policlinică sănătoasă. Dar nu știu cam în ce stadiu de funcționare se află în ziua de astăzi. Pare un pic cam degradată. Dar cred că funcționează. Funcționează, da.
Însă, din păcate, uite, subfinanțarea, asta e problema. Subfinanțarea... Un laborator de analize medicale. Da, și asociație medicală. Da, iar aici este, cum v-am spus, la parterul acestui bloc. Așa, de pe strada în dreapta, uite, în dreapta noastră. Este biblioteca cartierului, acolo, o bibliotecă da. Publică. Este o filială a Bibliotecii Metropolitane de București. Da, Biblioteca Metropolitană de București, filiala Petre Isprescu, așa, uitați-mi denumirea. Da. Din păcate, după 1989, s-au prăbușit tot acest sistem al bibliotecilor de cartier, sătești, bibliobuzele care mergeau de la, în, traversau, străbăteau țara în diferite sate și comune da. Și veneau și aduceau lumină locuitorilor din mediul rural. Și tot acest sistem al bibliotecilor s-a prăbușit după 1989. Oarecum este de înțeles, pentru că media digitală, evident, a avansat. A avansat, da, și a subminat cum ar veni această informația pe suport de hârtie. Da. Dar, pe de altă parte, da, o să o luăm pe aici, pe lângă complex. Pe de altă parte, și statul s-a retras foarte mult și nu a investit în stabilirea de noi concepte ale bibliotecilor. În fine, nu a intervenit în acest domeniu. Aici este poliția sectorului 1, poliția locală. Da. Am ajuns la un alt complex, deci între Piața Pajura și capătul sunt trei complexuri. Da. Piața Pajura, da. Aici un complex intermediar. Da. Și cel de la capătul de la, da, capătul, da. Deci locuitorii aveau trei posibilități de da. A se aproviziona. Erau frizerii, sifonărie, în celălalt complex era și o sifonărie. Da. Acum, mă rog, avem tot așa magazin universal aici, un shop and go. Da, uite de acolo. Pâine și ce mai erau de trebuință locuitorilor. Da. Aici, undeva aici, pe această fațadă, era o librărie, pentru că în anul 1967-68, când a apărut filmul de trei ori București, la un moment dat Ion Popescu Gopo, care e unul dintre cei trei regizori ai filmului, apare într-o scenă, într-un cadru, chiar aici, în această librărie, și se vede acest bloc de peste drum, nu mai știu cum zice, G5 sau nu știu cum e, ce număr are, și se vede pe film exact blocul din fundal. Da. Da, intră în librărie și... Este o scenă celebră. Pentru cei din cartier o recunosc imediat. Scena de trei ori București. Da. Așa. Aici, dacă nu mă înșel... Da, urmează Liceul Brâncoveanu. Liceul Brâncoveanu a avut trei titulaturi. Dar lungul timpului. Da, da, da. A fost inaugurat în 1962, parcă, se chema Școala Medie Ilie Pintilie. Da, Școala Medie Ilie Pintilie. După aia, tot în anii 60, după ce s-au desfințat școlile medii și s-au înființat liceele, a rămas cu titulatura de Liceul Industrial numărul 6. Da. Iar în 1972, I se atribuie numele vechiului militant comunist, Dumitru Petrescu, pe care l-am evocat la atelierul CFR Grivița, care a făcut parte din conducerea grevelor de la CFR Grivița și a fost unul dintre cei mai importanți lideri ai greviștilor. Numai că Dumitru Petrescu a murit în 1969 la Praga, în Ceoslovacia, și evident în vederea eternizării memoriei lui Dumitru Petrescu, așa cum era cutuma vremii, după moartea unui astfel de lider comunist, se atribuiau diferite denumiri. Unor gospodării agricole colective, CAP-uri, străzi, da. Spitale, școli și așa mai departe. Și după vreo 3 ani, în 1972, Liceul Industrial numărul 6 din cartierul Pajura îi se atribuie numele lui Dumitru Petrescu. Da. Uite, vedem și niște panouri aici. Da, da, exact. Foarte, da, 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 am uitat. Tot cam despre ceea ce vorbim noi. Exact. Este un fel de istoria cartierului Pajura și a istoriei Bucureștiului. Da.
Aici vedem, sper că să nu fi trecut. Cred că am trecut de, dar da, e. Da, aici este. Aici, da. Aici este. Da, 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 da. Acolo era pentru alte cartiere. Da, da. Aici este pe calea Griviței. Da, la început. Da, pentru că în spatele acestor blocuri este cartierul pe care l-am vizitat. Exact, exact. Da, da. Da. Cartierul Steaua. Magazinele. Piața Chibrit. Aici, aici. Blocul turn din Piața Chibrit. Da, aceste blocuri turn. Așa. Blocurile sovietice din București Noi. Da. Acesta este înfrățirea între popoare. E casa teatru, casa de cultură, da. Astăzi. Dar parcă îi spunea Teatru Masca la un moment dat? Sau Teatru Masca, da, 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 da. A fost, da? Teatru Masca, da, 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 da. De aici. Uh-huh. Deci înfrățirea între popoare, titulatură pe care a primit-o în anii 50, în cartier locuitorii luau peste picior de titulatura și îi spuneau înfrățirea între picioare. Ok. Ok. Bun. Da, o poză tot, mai din apropierea ei. Iar acesta este deci aceasta este casa de cultură, da, a sectorului 8. Deci după desfințarea raioanelor, aici este, eram în raionul Grivița Roșie, la fel și pe calea Griviței. Deci raionul Grivița Roșie și calea Griviței și cartierul Pajor și București Noi se aflau în țineau de acest raion, iar după desfințarea raioanelor în 1968, când s-a dat o nouă lege de administrativă, de împărțire administrativă a teritoriului, a devenit sectorul 8. Da. Deci cartierul Pajor se afla în sectorul 8. Ori aici avem peste drum de înfrățirea între popoare. Da. Avem parcul Teatrul Nicolae Bălcescu. Ia să vedem. Da. Teatrul Liber Nicolae Bălcescu era un fel de grădină de vară mult mai mare. Da, ambele. Vedem aici interiorul, nu? Da, exact, exact, da. Interiorul. Ambele, și înfrățirea între popoare și Teatrul Nicolae Bălcescu, au fost construite în 1953 cu prilejul Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților. Deci două edificii ridicate în decurs de 8 luni, 9 luni de zile. Da. Iar ei se chinuie, cei din ziua de azi, administrația din ziua de azi, se chinuie de 12 ani să le reamenajeze, pentru că sunt închise. Da. Adică sunt în recondiționarea durează. Da, sunt un stadiu avansat. Măcar acum nu e gata. Avansat de degradare. În 12 exact. Ani, da. Așa, asta e o fotografie aeriană a Teatrului Nicolae Bălcescu. Aceasta este tot așa, fotografia aeriană pe care am văzut-o mai devreme, da, da, a cartierului Pajura. Noile locuințe, da. Vedeți, fără copacii erau, era câmp în, da. Da, erau între blocuri. Puieți, da. Copii în uniforme, bineînțeles. Da. Iată, avem aici, acum aveau fetele aveau bentiță. Da. Iar acestea se chemau pampoane. Da. Pe bentiță se aplicau niște pampoane. Da. Da. Așa. Din nou, blocuri din cartier. Da, și aici asta, aici nu mai știm ce e. A, casa Sâtei. Da, 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 da. Da, foarte interesant. Asta e meșul ăsta este de aplicat de vreo 3 ani, 4 ani. Un lucru excelent. Da. Cred că cei din conducerea liceului au da, așa. În cooperare cu Muzeul Municipiului București. Foarte bine. Bravo. Da. Da, cei de la Muzeul Municipiului București, directorul este Adrian Majuru, istoricul, un istoric al Bucureștiului, profilat pe istoria Bucureștiului. Acolo avem un experiment, o platformă de selectare a reciclabilelor. Da. Da. Avem pentru sticlă, da, hârtie și plastic. Și da, biodegradabile în partea dreaptă. Da, da, da. Am și cartela. Deci ele se acționează, se deschid pe cartelă. Da, okay. Da, da. De ce s-a optat pentru acest lucru? Pentru că de ce pe cartelă? Adică pe cartelă pentru că foarte mulți locuitori aruncau și gunoi menajer în spațiile destinate, în pubelele destinate, nu știu, plasticului sau hârtiei. Adică sunt clopoți din sunt niște trei clopoți mai la vale, să zicem, da, care câteodată erau plini cu saci menajeri, cu gunoi menajer. Și atunci într-un fel e bine chestia asta, că și eu m-am întrebat, bă, păi și trebuie? Nu poți face și tu la fel, chiar dacă ai cartelă, adică să vii să aduci tot felul de gunoi. Ba da, ba da, da, ba da, da, cu ce te ține cartela? Știu, dar
scade un pic această un fel de conștientizare a cetățeanului. Poate sunt urmărit dacă am cartelă, exact. Poate adică vor ști că... Da, ai, de fapt ai, tu ai loc și pentru biodegradabil, pentru că nu e mai în dreapta. Știu. Okay. Dar bănuiesc că asta a fost rațiunea pentru care s-a optat pentru acest dispozitiv. Să vedem cât mai multe de asta peste tot. Da, e un experiment. Este un proiect pilot. A costat foarte mult. Deci, nici nu zic, e ceva la 100.000 de euro. Pentru că containerele sunt adânci. Adică aici când s-au amenajat au venit și au săpat ca lumea excavatoare. Să nu ocupe loc la suprafață. Da. Și mai este o platformă un pic mai în față. Așa cum am spus, sunt foarte costisitoare, dar sper să, ca oamenii să se acomodeze cu ele și să le folosească, pentru că dacă nu vor avea randament, dacă nu vor da randament, le vor abandona. Adică administrația le va abandona. Ori mie mi se pare un lucru fantastic, pentru că și afară este preluat, modelul este preluat din Portugalia, din câte am înțeles. Și sper să, ca locuitorii cartelului să le folosească. Da. Și să rămână în continuare. Da. Plus că e foarte important, nu ocupă spațiu sus, pentru că nu există spațiu în sus, ci în jos. Și în jos. E benefic. Da, am trecut acum de starea presei, suntem la următorul complex, la Piața Pajura. Da. Iar pe dreapta avem locurile ICM-ului, ICM-urile, pardon. Cele de care vă spuneam că au adăpostit militari constructori. Troleul, să vorbesc și puțin și despre mijlocul de transport, da. Care străbate cartierul, în mijlocul, inima cartierului. Așa cum am spus și la depou, ajunge cam într-o oră, să zicem, în mijlocul zilei, troleul de la un capăt la celălalt. Da. De la Piața Pajura la spate. De la complexul Pajura la Vatra Luminoasă. Dar asta în timpul zilei. Nu știu cum e seara. La ora de vârf. Cine știe cum astea. Da. Pentru că zilele trecute am fost la meci la România Elveția. Da. Și l-am luat de aici și m-a lăsat exact pe bulevardul Pierre de Coubertin la capătul trolebuzului. Deci mult mai convenabil decât să iei mașina și să te chinui acolo să parchezi. Vai, deci ce ambuteaje erau acolo în zona Vatra Luminoasă, șoseaua Mihai Bravo. Da. Normal, când ai 50.000 de oameni la un meci de calibru. Da. Și atunci e bine să folosești dacă ai metrou sau mijloace de transport în comun. La un moment dat, când o să avem în tot București autobuze electrice, s-ar putea să dispară trolebuzele. Opa. Da, e posibil să dispară. Trolebuzele, chiar dacă și ele sunt electrice până la urmă. Da. Prima linie de trolebuz în București a fost înființată în 1949. În București. Da. Pentru că trolebuze a mai avut la Cernăuți. Când Cernăuți ținea de România în perioada interbelică. Da. În anul 1939, dacă mi-aduc bine aminte, a fost inaugurată prima linie de trolebuz din România. La Cernăuți. Mai fusese una la Sibiu. Pe la începutul secolului 20, dar Sibiu nu ținea de statul român. La acea vreme era peste munți la Austro-Ungarie. Și atunci nu putem să-l socotim. Da, și atunci socotim... Da. Și, în 40... da, și prima linie de trolebuz a fost în 49. În 1949. Da. Aici avem... Ia stai. Da. Așa. Bun. Gata. Aici avem tot un fel de... Policlinică, nu? Da, este mai micuță sau ceva. De azi este un cabinet stomatologic. Foarte bun. Da. Iar aici pe strada Pecetei acolo, între cele două blocuri, este un bloc din anii 70-80. Acele erau un cămin de familiști. Adică garsoniere, nu? Da, sunt garsoniere. Sau cum? Garsoniere. Da. Pentru de obicei, așa se întâmpla la da, pentru cei care lucrau, era un fel de locuințe provizorii pentru muncitorii din apropierea blocului, să zicem, de la textilă Dacia sau de la combinatul poligrafic Casa Scânteii. Și le atribuiau aceste locuințe provizorii, să zicem. Da. Până primeau repartiții pentru niște apartamente, pentru că dacă
erai căsătorit și aveai și adică aveai familie și copil, să zicem. Evident că nu puteai rămâne toată viața într-o garsonieră. Nu. Dar provizoriu da. erai cazat într-un bloc de familiști. Da, până se construia blocul. Da, exact. Până prima repartiție. Pentru că întreprinderile ele solicitau la Sfatul Popular al Capitalei, la Consiliul Popular, depuneau cereri cu listele de solicitanți, dar evident că administrația locală nu putea satisface toate listele. Da. Era o bătaie, întotdeauna a fost. Bogdan Sudiță explică foarte bine tot acest joc și strategii la nivel de familii pe care trebuiau să le facă românii pentru a accede, pentru a primi cât mai repede, probabil, fruntași pe listă, cum să ajungi acolo. Cum ajungi fruntași cu câte camere, că iarăși câte se camere, calcula în funcție de copil, de câți copii aveai, da. Aici este o altă platformă, cea de-a doua platformă. Cea de aici, da. De selectarea deșeurilor. Da. Deci, iată, un spațiu foarte mic. Arondat, să zic, nu arondat, asigurat pentru toată chestia asta. Sper să se folosească, nu știu, să se obișnuiască lumea. Dacă îți intră în reflex, e ok. Păi aia e, da. Reflexul. Trebuie să cauți să intre în reflex, da. Da, și... și asta, la listele de repartizare, de acolo și ideea de pile cunoștințe relații. Unii aveau, într-adevăr, și săreau peste rând. Pe cine cunoști, pile cunoștințe relații, da? Conta foarte mult și pe cine cunoști. Da. Și cum, era o chestie balcanică. Da. Nu e specific comunismul, asta. Nu, e mai din apoi. Noi avem tendința de a spune... Să dăm vina pe comuniști, tot, pe comunism. Da. Pe tot ce a venit rău este doar în perioada aia. Iar cei dinainte a fost ideal și nu știu ce. Oh, e o chestie culturală. Balcanică, mă balcanică, degrabă. Balcanică, da. exact. Și de asta spuneam că locuințele proprietate personal construite... nu beneficiau de repartiție, adică nu avea nicio legătură cu această procedură. Da. Pentru că era o legătură directă a ta, cu un contract al tău cu statul care îți construia ție locuința sau în regie proprie, dacă ți-o făceai tu prin mijloace proprii. Da. Așa și am ajuns înapoi la capătul Pajurei. De fapt, la intrarea în Pajura, în cartier. Da. Aici, pe dreapta, sunt tot așa ballroom-uri, săl de bal pentru diferite ceremonii, festivități, nunți, botezuri, parastasuri. Deci e unul aici și unul mai sus, da, un pic în sunt, stânga. Sunt aici două săli, da. Una aici odată și cea de-a doua un pic mai față. Și pe... Cea deci de-a treia modă, că este enormă. Aici e o industrie, adică... Da. Vinerea, sâmbătă, vinerea și sâmbătă... Aici se aude muzică. E plin, da? Da. E plin, da. Și asta... Da, și aici blocul acesta s-a construit pe spațiul destinat fostei grădini de vară a Casei de Cultură. Da. Acest bloc. Pentru că Casa de Cultură a Tineretului avea în spatele ei avea un spațiu destul de mare pentru mașină, hai să trecem. Pentru spectacole vara. Da. Avea. Acolo este casa. Uite-o. Vedeți în spate, nu mai arată așa bine. Da, deci practic unde am văzut noi desenul acela, nu? Uite acolo dacă poți. Uite aici în stânga. E spatele clădirii unde am văzut noi desenul. Da. Da. În spate nu mai arată așa bine. Păi, na. Pe afară e vopsit gardul și leopardul. Leopardul, da. Treaba cu leopardul. Da, na. Da. Da, și cam asta ar fi... Uite, ne oprim acolo în soare să facem în soare, încheierea. Da. Ia uite cum vine... Să ne încălzească. Iată, zorii unei noi epoci. Da, cam așa. Vezi la stâlp? Un pic la stâlp, da. Așa, uite, un pic mai sus. Da, primăria a luat acum vreo 8 luni, 9 luni, decizia de a amenda automobiliștii care parchează pe... că mai jos nu erau. Pe trotuar. Și a fost o mare problemă aici.
o sfadă mare cum în cartier. Cum e peste tot. Da, problema parcărilor. Problema parcărilor, exact. Problema spațiului. S-au dat amenzi foarte mari aici pentru cei care parcă... Faptul că parchezi pe trotuar, n-ai unde să parchezi, dar nici copilul nu are unde să meargă să treacă. Da. București nu a fost construit pentru 2 milioane de mașini. Nu a fost calculat așa. Nu a fost proiectat. Și evident, acum e un exces. Excedent, să zicem. Da. Pe acestea fiind spuse, îți mulțumim foarte mult pentru această plimbare. Iată că am descoperit și încă un cartier datorită lui Mihai. Îți mulțumim foarte mult. O să ne pregătim cu următorul cartier. Vedem când se va întâmpla asta, că nu vine o vreme foarte bună, dar poate găsim niște ferestre bune de filmat. De spus că azi a fost foarte frig. Azi a fost foarte frig? Da. Deși e soare, tot a fost frig. Bine, îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc și să ne vedem cu bine data viitoare. Pa, pa!